Cântul al cincilea Argument Țiganii la sfat n-au bună piază. Tandaler, bărbat, se arată. Vodă, tabăra le vizitează cu garda sa turcește îmbrăcată. Pe parpanghel la viață, abia întoarce mamă sa isteață. Acum, laia țigănească în armată nu era departe de inimoasa, odihnindu-se și mergând câteodată. Iar la creieri, coapta și bărboasa bătrânime cu cei ținuți la mare cinste se sfătuia ca și mai înainte. Căci acum și înțeleapta Solie de câteva zile se întorsese cu răspunsul bun de la domnie, zicând, precum vodă le spusese, după ce a aflat a sa mărie... Toate după pofta lor să fie. Adică, întâia, de la flămânda până la inimoasa, numai trei mile să fie când vor merge. Secunda, să facă în orice zile atâtea popasuri câte le place să mănânce, să bea și să joace, numai de un lucru grijă să poarte, când vor fi cu turcii în față să nu-și aducă aminte de moarte, ci să arate inimă îndrăzneață, că de ori întoarce spate, nu le mai trimite bucate. După multe sfaturi și cuvinte spunându-și fiecarea sa părere, Bălăban, aducându-și aminte de vorbit, cuvânt și ascultare cere și văzând că nimeni nu-l oprește, ridicând glasul, așa rostește. Bărbați cinstiți! Mai înainte de toate, cred eu că ar trebui să se fixeze. Oare suntem obligați a ne bate cu turcii? Având mințile trezele, ne vom pricepe din aceasta că ne așteaptă o mare năpastă. Pentru ce vodă aici ne trimise? Pentru ce ne puse armele în spate? Pentru ce ne-a dat mălai și clisă? Hmm? Acestea nu-mi par lucruri curate și mă tem că nu cu bună știre să fim trimiși direct la pieire. Deci eu socotesc că ar fi mai bine să ne tragem sus către munte, să nu așteptăm până turcul vine cu sângele nostru să se încrunte. Iar cetatea neagră este locul unde ne vom aștepta norocul. Goleman atunci, la rândul său, gura o deschise cum urmează oricine nu-i un nătărău și vede cu ochii, nu visează, trebuie să vadă, să înțeleagă că Vlad Vodă ne-a făcut o șagă. Ori socotiți voi că el nu știe cu câtă putere turcul vine ca să pună țara în robie? Împotriva ăstoroști păgâne, noi avem să stăm cu vârtute de ar fi și o mie de sute, adică turcii venind să lovească întâi pe noi și întâi anăvală oastea țigană să o stăvilească pentru ca el apoi, fără o steneală, pe acea slăbiți cu a noastră moarte atacându-i, biruință să poarte. Spuneți-mi acum, de ce se ascunde? De ce nu sunt oameni prin sate? toți au fugit și nu se știe unde ducând cu ei care cu bucate? S-au văzut ați trecând din loc în loc vreun om, vreun câine, vreun dobitoc? Cum dar să nu ne vină a crede că suntem mânați la moarte ca niște nenorocite cirede? O, oh, amară și cumplită soartă! inima îmi pare că se despică de mare jale bănat și frică! Atunci, tandaler cu semeție, sculându-se o, voi iepuri fricoși!" zise. Cât sunteți în țigănie! De voi mă mir bătrânilor moș. Cum puteți asculta cu răbdare numai vorbe de frică și înspăimântare? Hai să fugim! Încotro! Unde și pentru ce? Numai de frică? Cine se teme se poate ascunde. Ia cătă codrul! Dar cui voi nică încă în sân inima-i bate, va sta locului cum poate!" iar de-a vrut vodă să facă răzbunare pe toată țigăneasca laie și astfel să o pună la vânzare pentru niște clisă și mălaie, să-i arate acum țiganii dară, că nici ei nu spui de căprioară. Abia sfârșit Andaler cuvântarea și cu foarte mare bucurie sfatul întărit toată adunarea cea mai multă și mai tinerie. Numai bătrânii ceva îndoială aveau pentru a turcilor năvală. Și nu dar zadar se temeau că, iată, se aud de departe țipe de dese, pentru că avangarda înspăimântată care după bureți se dusese, de pe o movilă văzu o mare ceată de păgâni venind călare și, într-un suflet, alergând acasă, strigau, Fugiți! Că turcii vin! Iacă!" Iar laia țigănească, fricoasă, de spaimă, nu știa ce să facă. Cu vaie de mari și cu plânsoare căuta încoace și încolo scăpare. Adunarea noastră prea înălțată de atâta zarbă și gălăgia, abia la urmă se deșteaptă și uitând de arme de bătălie, apucă fuga cea sănătoasă căutând tufa cea mai deasă. Însă acum nu mai e cu putință să scape cineva să se ascundă. De aceea toți, cu bizuința, acolo se bagă și se afundă unde văd că-i grămada mai mare și unde țiganii se îmbulzesc mai tare precum oile blânde prin ocoale când adulmecă lupul pe aproape, ascunzând capetele sale care de care cum încape între celelalte se vrăște, iar de apărat niciuna nu se gândește, așa țiganii săraci, grămadă îmbulzindu-se într-un loc, se adună și-și ascund capetele să nu vadă cum turcii vin ca o furtună, hai, peste dâns și acuși-acuși, să deie și viața dulce să le ieie. Dar când vrăjmașul sosi în față, toți la pământ căzând, plecară grumazul și întinsă brață, milă cerșind cu lacrimi amară. Vai, leu, vai, strigau ei plângând, ia că perita țigănimea săracă! În acest timp, un turc la grămada întâi de țigane aproape sosise, ținând în mână o hârtie scrisă de pe care așa citi și zisă. Fiindcă voi, cioare blestemate, ați socotit cu noi a vă bate șarmele cu nemai auzită o cară asupra turcilor, a ridicat toată țigănia voastră, acum dar ieșiți afară să vedem a cui e voinicia. Cine nu va ieși e un calic, e pur fricos, om de nimic și pentru că a cutezat să poarte armele ce se cuvine a fi purtate de voinici, se va pedepsi cu moarte, căci le-a făcut de rușine iar muierea lui și ai lui copii vor lua calea grelei robii. Țiganii, înțelegând aceste, încremeniră toți de frică. Unul leșină fără veste, altul amorțind nu mai simte nimic, altul se vaită în gura mare, iar altul plânge cu suspinare. Mai toți acum de sine și uitase. Numai neicu încă firea-și ține și din întâmplarea aceea spăimoasă, adunându-se puțin în sine, un gând deștept îi de nimeri în minte. Să le iasă turcilor înainte, doar, doar va putea ceva să facă prin rugăminte și plecăciune pentru țigănimea cea săracă. Deci, luând și alte fețe bătrâne, merse înaintea celui mai mare și îngenunchind grăi cu plânsoare. Domnilor turci, de, ce vă milă de a noastră săracă, fiindcă zău nu de voie, ci de silă ca mai rău lucrul să nu se petreacă a trebuit ea armele să îmbrace, neavând încotro, nici cum face. Pentru asta tot Vlad Vodei devine numai lui. Dumnezeu să-i plătească, El ne-a băgat în asta tină, dar vița noastră țigănească cu toată lumea trăiește în pace și zău că bătălia nu-i place. Deci nu vă repeziți atâta la țiganele suflete mișele, luați-ne averile și pita, dezbrăcați-ne până la piele, nu mai lăsați-ne drept mângâiere viață copii și muiere. Știți bine că și la voi, săracii, țigani trăiesc numai din milă slugărind și plătind hăracii, iar la război nu merg decât cu silă. Deci iertați-ne de asta dată să vă ierte maica prea curată. O, oh, iertați-ne, luna să vă ajute, Mahomed, mulți ani să vă trăiască, fie uitate cele trecute Dumnezeu pe loc, să ne trăznească de suntem de vină pentru asta, ce dă dușii peste noi înăpastă. Și ce folos de aici vă este dacă ne luați dulcea viață, și vor rămâne ale noastre neveste cu copila și mici în brață? Noi vom pieri, adevărat, dar ele vor avea după noi lungă jele. Aici ne cu voia să mai zică, dar Răzvan, privindul pe conducător cu bucurie, glasul și ridică. Eta, e domnul Maria sa să mor! Căci îl recunoscuse pe Vlad foarte bine, deși acesta purta haine străine. Și drept spunea, cu călărimea leasă chiar Vlad era pentru ca mai lesne să poată iscodi, se îmbrăca să turcește din cap până la glezne și nadins, hotărând să se abată pe la țigănimea noastră în armată. Deci vodă, cu mânie prefăcută că ce abia putea râsul să-și ție. O, oh! strigă, prăsila furisită, aceasta e a voastră vitejie, pentru asta v-am dat arme șolate și vă hrănesc cioare blestemate! în loc să vă apărați draga țară și să vă bateți cu turci gâni împotriva mea să vorbiți cu o cară? Și apoi, cum să vă predați nebuni cât orva sute de vrăjmași când voi sunteți mii și înarmați, ostași? Iată, să știți că de acum bucate nu mai primiți. De nu vă veți da silința cu turcii măcar odată a vă bate făcând asupra lor biruință iar de vă veți pleca lor precum nouă până la cel mai mic vă tai în două. Să ierți, măria ta, Neicu zise, noi suntem fără nicio vină. Cine ar fi crezut să ni se întâmple una ca asta și să vină peste noi munteni îmbrăcați turcește? Însuți, măria ta, socotește! ci socotind după dreptate, zău, nu se cădea ca măria ta pe neașteptate să ne bage atâta frică în spate cu acele turbane blestemate. Asta, Dumnezeu să te trăiască, zău că nu fu glumă țigănească. În acest timp, iată în goană vine un călăraș dând lui vodă știre că un pâlc din oștile păgâne nu departe, lângă o mănăstire, se odihnește și, precum se pare, așteaptă o altă ceată mai mare. Cum principele asta înțeleasă, fără a zice un cuvânt, plecând dată cu munteana călărimea aleasă, iar țigănimea noastră, bărbată, ca din vis acum, se ridică bucuroasă ca scăpat de frică. La puțin timp le reveni iară bărbăția lor de după ușă. Numai ce călăreții se îndepărtară, cei muntenești, iată, din culcușă iepurigoniți așa, ieșiră uitând de frica ce pățiră. Toți apoi se mira începură cum au putut ei să se înspăimânte de acea sărmană adunătură de munteni în turcești veșminte. Toți acum arătau vitejie ca și când nu s-ar teme nici de o mie. Iar Muțu, rupând lungă tăcerea, Dar ia veniți acum încoace vitejilor!" Din toată puterea striga, Voi, cărora nu mai vă place pe și a venit cu șelăciuni și a speria pruncii cu tăciuni!" Astfel, îndemnându-se toată murga țigănime, inimă prinse și acum avea chef să se bată, dar ceata muntenească fugea întinsă și altul nu era cu care să-și poată stâmpăra vitejia mare. Ei, de-ar fi inimă și vârtute la om în aceeași măsură cum dă din gură, o, câte sute de vitej s-ar birui din gură, atunci cel cu gura mai mare ar fi și viteazul cel mai tare. Dar că lucrul nu-i așa, se arată din cele ce eu acum voi spune Tocmai când aveau chef să se bată țiganii fără îmbieciune Un bun prilej întâmplarea le-a dusă De a-și astâmpăra dârzenia nespusă Căci Omar așa iată le vine Cu o groasă oștire chiar în față Omar, care al oștilor păgâne atunci era întâia povață Ieșise din tabăra turcească locurile din jur să-i scodească cum țiganii zăriră departe, venind oaste așa numeroasă, iarăși căzură în fior de moarte și a dat din gură încetase de nu le-ar fi scos grija din minte tandaler cu aceste cuvinte. Tot omul să audă și să înțeleagă! Vlad vodă iar peste noi vine vrând să mai facă o șagă! Dar fiți bărbați și vă țineți bine și nu vă lăsați cu una cu două, că nu sunteți făcuți din ouă! mergând vestea din gură în gură și din om în om prin țigănie, le făcu la toți îndemnătură și gândeai că morții iar în vie, fiecare cum poate se înarmează și a ieși la bătaie cutează. Cât ei se înarmară pe apucate turci foarte aproape sosise, zărind ei țiganele gloate, o omar se opri și o ceată trimise să-i aducă vreo câțiva înainte ca să-i cerceteze din cuvinte. Însă acum, Laia, cea voinică, era pusă pe încăierare, parcă n-ar cunoaște nicio frică, așa era râvna lor de mare. De larmă, vuiete și strigate răsunau în jur locurile toate. Năvălind apoi din orice parte, mai, mai pe turci să-i lovească, când Parpanghel sărind îi desparte. Parpanghel care în rătăcirea înnebunească, alergând acolo, ajunsese și, fără veste, înainte le iese. Calul i-a gândeai că zboară chiar asupra oștilor păgâne, țigă văzând astă rară vitejie, că unul singur de sine peste o întreagă oaste dănăvală prinde și mai mare îndrăzdeală. Văzând păgânii atâta gloata supralevenind, venind cu tărie și mai ales a toată a lui Arginean, n-au vrut să se mai ție niciun minut pe loc, ci în pripă o luare care încotro în risipă. Parpanghel după și se alungă, dar o întâmplare nenorocită, sărind calul peste o râpă lungă, căzu călărețul într-o dungă cu capul în jos și în tină rămasă, iar calul fugi, nici că-i pasă. Țiganii, după ce din ochi îi pierdură pe turci și pe acel voinic din preună, ei nu știau că-i parpanghel, iată se să acasă în voie bună, cu mare triumf și bucurie că au alungat munteneasca o știe. Bine se zice, cui vrea norocul aceluia și dormind îi cade para în gură. Al norocului fușa aici jocul, însă țiganii nu pricepură. Tocmai când Omar era să vie să împresoare biata țigănie, Vlad Vodă, cu garda sa voinică, fără veste ieșind, dă taie multe sute și dimică, împingându-l într-o îngustă vale și doar Omar a scăpat el și puține din toate gloatele păgâne. Dar țiganii noștri credeau tare și vârtos că erau munteni cei care veniseră să-i omoare. Din nou cu turcească deghizare. Așa povesteau ei cu fală. <hânt> Cum prostia pe oameni înșală. În ăst timp, a lui Parpanghel, mamă, cufundată în jale mare și așteptând cu de seamă, ciudat, prea ciudat lucru îi pare că pe Fisul cu asa mireasă încă nu-l vede sosind acasă. Deci, Brândușa, căci așa pe nume o chema, fiind vrăjitoare pe atunci cea mai vestită din lume, Stârnește demon din vâltoare, ba chiar cu farmece neauzite preschimbă oamenii în fiare și vite, încântă tot felul de jivine și cum îi vine în minte le preface, apoi descântă cât ai bate din mâne preschimbatele jivine sărace. Nu este niciun fel de măiestrie în care învățată să nu fie, fiind amărâtă și vrând să știe unde fiul ei atât timp rămâne și dacă este romica vie, Luă două fermecate frâie făcute din roșii, șuviți de lână, și vorbe șoptite, începe să spună. Cum sfârșia acele neînțelese cuvinte? Iată două groaznice bale, fără veste stătură înainte. Aveau guși vărgate și foale, aripi imense și solzi pe spate și niște cozi lungi, îmbârligate păindu le vrăjitoarea frâie de lână, desenă în pulbere o căruță cu toiagul învârstat din mână. Și zând, apoi, balele asmuță și iată, în cotigă fără de roate, vrăjitoarea văzduhul străbate. Balauri înhămați zboară ca vântul, precum striga ai mână și iuțește. Într-un ceas înconjură pământul muntenesc, dar fiul nu-și găsește nicăieri și în cele de pe urmă foarte amărâtă cursa-și curmă. Sub o dâncă se pogoară și, luând de pe bălauri căpestre, ea le face semn din ochi să piară. După ce pleacă fiarele măiestre, scoate de la sân o vrăjită, țipuitoare și tare, cât putu, de trei ori țipă. În mai puțin de o clipită, o mulțime de duhuri necurate de pretutinde se ridică și ea le silăște săcate, ori să-i spună unde fiul ei se ține și de ce acasă nu mai vine ele îi răspund. Fiul tău e în viață, numai că sufletul din trup nu iese. Noi îți vom fi până la el povață. Dacă aceasta brândușă înțelese, îndată alergă cu o sârdie purtată de acel zeu din răspântie. Acolo, sosind maica duioasă, își găsi fiul aproape fără viață. Îi ridică trupul și frântele oase, luându-l pe bietele brațe. Îl puse în căruța cea vrăjită și zbură cu el într-o clipită. Îl duse între niște munți de aproape sus, pe o stâncă înaltă și rotundă, unde îl scăldă în nouă feluri de ape ce se aflau într-o peșteră afundă, apoi cu ierburi cunoscute în orice chip încearcă să-l ajute. Pe unele le fierbe într-o căldare, din altele stoarce mustăreață, din altele îi face scăldătoare, iarba vântului și iarbă creață, iarbă mare, spânz, limbă, vecină, romaniță, nalbă, mătăcină, pătlagină, sovârv cu cicoare, troscoțel, potbal și mătrăgună și alte multe ierburi care, stoarse, amestecate împreună și în multe feluri prefăcute, trebuie bolnavului să ajute. Și după ce cu acestea toate îl scăldă, îl înveli și îl unse, inima începu iar ai bate, sângele în moartele mădularei pătrunse, și a treia zi, către dimineață, parpanghel dădu semne de viață. Să respire, începe câteodată să miște din mâini și picioare, ca din somn apoi se deșteaptă, și, căutând roată în prejur, pare că se uită la mai sa cu obidă vrând ochii iar să închidă. Brândușa, strângându-l de mână, amar se văita. De, parpanghele, de, mai clipește cu cea lumină ochilor tăi plină de jele și uită-te la mama ta săracă, nu lăsa cu amar să se petreacă. Atât fură de putincioase vaietele de maică obidită, încât din pragul morții se întoarse sufletul lui Parpanghel într-o clipită și, deschizând ochii a doua oară, așa grăi cu jalea mară. O, mamă zău, păcat de neiertat îți va fi că mă treziști la viață. O clipă de mai fi lăsat, eu vedeam față către față toate cele ce vor fi să fie de acum înainte până în vecie. Dar mama s l mângâie și îl sărută, spunându-i tot ce se întâmplase și în acest timp cu leacurile ajută. Însă, în dat ce de romica frumoasă își aminti, atunci de toate uită, cele deja visate, căci brândușa îl încredințase tare și vârtos că romica trăiește și că e întreagă, fată mare, pe nimeni altcineva nu iubește. Cu deastea și cu leacuri de folos, curând îl făcu sănătos. După ce te ca mai înainte tânărul țigan acum stete, mama s ai puse în calde plăcinte farmece de ale ei, pendelete, farmece de somn aducătoare, dar trupului nestricătoare. Parpanghel căzu ca mort îndată, iar dânsa culcându-l lângă sine, în cotiga ei cea fermecată, zbură din ținuturile străine drept acasă, în dalba țigănie unde-i găsi pe toți în veselie. Că și Romica tocmai sosise și spusese toată sa întâmplare, cum la acea curte nimerise și cum curtea într-o baltă mare s-a prefăcut, cum reuși să o scoată de acolo măgărița naripată. Brândușa, de nimeni văzută, sosi chiar după cina mare și iarăși, prin descântare știută, trezindu-și fiul din somnul tare, trimise după mândra Romică să-și o facă noră și fică.